Fotbaliștii Stelei au început în această săptămână cel de-al doilea cantonament al iernii, stadiu în care Daniel Oprița va pune mai mult accent pe pregătirea tehnico-tactică. Unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei este Mădălin Mihăescu. Experimentatul mijlocaș povestește pentru Steaua TV traseul pe care l-a avut în carieră până la transferul în Ghencea. La Severin, la 17 ani, am debutat la Liga 3 la Minerul Mehedinți, era o echipă locală. După am fost la CSM Reșița, în Liga 3, în Liga 2. După am mers la Chindia Târgoviște. După un an și jumătate am fost în probe la Viitorul, o lună jumate, două luni să zic. Și n-am fost ce trebuie acolo și n-am rămas. Cea mai frumoasă perioadă o să urmeze aici. Mădălin Mihăescu a mai evoluat la Slatina, Gloria Buzău și Petrolul în Liga a doua, iar cu Juventus și CSM Poliaș a bifat 3 sezoane în Liga 1. Ai reușit să marchezi în Liga 1 pentru Poliaș? Mai ajuns să înscrii o dată? Am reușit să marchez chiar un gol la Voluntari, minutul 92. Golul victoriei era 2-2 și a marcat golul de 3-2. O victorie frumoasă, sper să dea Dumnezeu să marchez și pe noul stadion în Liga 1. În ultimul amical, Mădălin Mihăescu i-a pasat decisiv pentru golul de 2-1 celui cu care împarte camera de cantonament de 4 ani de zile, Alexandru Zaharia. Cei doi au evoluat împreună și la Juventus, Poliaș și Petrolul. Să dea Dumnezeu să-i dau cât mai multe pase și în Liga 2 și Liga 1, să fim sănătoși, asta este cel mai important, și să ducem echipa acolo unde trebuie. Ce crezi că s-a schimbat în jocul echipei față de turul campionatului? Din vacanță am venit cu altă atitudine. Probabil a lipsit și perioada de pregătire în turul campionatului. S-a văzut pe final că nu am stat bine fizic. Stă vreo un pic de teamă, ținând cont de ultimele declarații ale celor de la FCSB? Din contră, pe noi ne motivează, chiar asta vorbim aproape zilnic, vrem ce vrea toată suflarea stelistă, să promovăm. Ne interesează doar de noi, să fim sănătoși și să ne facem treaba cât mai bine la antrenament, în cantonament, să fim pregătiți. Și în Liga 4 și Liga 3 ce s-a muncit și se decide în mai. Mihăescu știe care este punctul forte al echipei antrenate de Daniel Oprița. Îl știu de 3 ani pe Daniel, la Juventus asta ne-a și făcut să promovăm de la Liga 3 la Liga 1, forța grupului, forța vestiarului. Este un antrenor care formează un grup unit. În această săptămână, Steaua București va susține două partide amicale, miercuri cu Vedița Colonești și sâmbătă cu Metalul Buzău. Ambele întâlniri vor fi transmise în direct pe Steaua TV de la ora 12.